Vă salut cu mult drag! Mă aflu aici, la sala Gwyn din campusul Colegiului Louisiana, și vreau să împărtășesc puțin cu voi despre modul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, exact din școala la care am învățat. Și aș vrea să vă povestesc mai multe din acest loc, pentru că aici Dumnezeu a lucrat profund în viața mea și a pus bazele credinței mele. Înainte să vin la această școală, devenisem creștin doar de câteva luni și abia începusem să-L cunosc pe Hristos și să cresc în credință. Dar atunci s-a întâmplat ceva interesant. La școală am avut acces la mai multe cărți, dar a fost o carte care în mod special mi-a atras atenția o carte scrisă de un autor creștin chinez pe nume Watch Mani, iar cartea se numea Viața creștină normală sau de zi cu zi. Practic în această carte, autorul subliniază că este o diferență mare între viața creștină obișnuită și viața creștină normală. Un creștin obișnuit trăiește o viață creștină anormală. El nu trăiește la nivelul la care este chemat de Dumnezeu să trăiască. Viața creștină normală este ceva ce nu prea întâlnește astăzi și nu ar trebui să se întâmple asta. Ar trebui să fie norma pentru fiecare creștin pentru că voia lui Dumnezeu este biruința fiecăruia dintre noi și mai ales când vine vorba despre rugăciune. Și despre asta voi vorbi în această serie de mesaje video pentru că din nefericire cei mai mulți dintre noi trăiesc o viață superficială de rugăciune. Și la ce mă refer este faptul că un creștin obișnuit se roagă în medie 3 minute pe zi. Doar atât de puțin timp pentru Dumnezeu. Și atunci ne mai mirăm de ce se întâmplă cu familia noastră, cu țara în care trăim sau chiar cu viața noastră. Să fim. Mai mult pentru Dumnezeu înseamnă să fim mult cu Dumnezeu. Vom trăi viața creștină normal atunci când ajungem să-l cunoaștem pe Dumnezeu și să ne întâlnim zilnic cu El. Ucenicii l-au văzut pe Hristos trăind această viață în mod natural și nu ca pe un ritual. El nu trăia așa sub presiunea unui legalism ci era un lucru normal pentru El. Era normal să se trezească de vreme și să petreacă un timp cu Tatăl său, căutându-l în rugăciune. Aceasta este viața creștină normală de rugăciune. Dumnezeu ne dorește cu gelozie și apropo nu vorbesc despre un legalism aici, ci pur și simplu despre faptul că Duhul Sfânt care locuiește în noi ne atrage la Tatăl să-i spunem Doamne, am nevoie de Tine și acum îmi vin în minte cuvintele Mântuitorului. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, că își despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Așa arată viața creștină normală. Privind la Hristos ca exemplu nostru și lăsându-L să ne împuternicească ca să putem deveni tot mai asemănător cu El. Căutându-L la începutul zilei și spunându-I rugăciune, Doamne am nevoie de Tine, apoi cerându-I călăuzire pe tot parcursul zilei. Așa arată viața creștină normală. Nu cea pe care o trez majoritatea creștinilor din zilele noastre. Ce-ar fi dacă astăzi ai deveni un creștin normal care îl caută, care se încrede în el și umblă cu el?